Chiar dacă sezonul pepenilor este pe perioada verii, noi putem face și o glumă. Începem recoltat un slap și la bustul gol sau la tricou și îl terminăm în bocanci și cu haine mai groase pe noi. Aici avem lubeniță cu miezul galben, foarte apreciată de clienții noștri finali, care au căutat-o toată vara. Foarte faină și gustoasă. Și acum toamna are același gust? Are același gust, chiar dacă afară e un pic mai frig și nu e ca în vârf de sezon, lubenița se prezintă excelent. Este foarte dulce. Avem lubență fără sâmburi. Foarte faină. Cu puțin sâmburi, ea are câțiva sâmburi, 4-5 sâmburi. Și este foarte, foarte dulce, este un pic mai crocantă. Și chiar merită încercat. Lubenița pepenoaică, cum îi spunem noi, care greutatea ei variază de la 10 la 30 de kilograme. Anul ăsta am avut și de 28. Este foarte bună, doar că este un pic mai mare, peste medie. Este lubenița clasică, pe care părinții mei o cultivă din 2004. Cu asta am început, este primul soi. Este o lubeniță care tatălui meu îi este foarte dragă. Lubenița cu care am crescut este dulce. Are un pic coaja mai groasă ca lubenița normală, dar fiind fructul foarte mare, are și nevoie de un ambalaj mai serios. Chiar dacă afară este toamnă și frigul deja este simțit de toată lumea, este anotimpul nucilor, strugurilor, gutuilor, murăturilor. Lubenița se prezintă foarte bine. Temperaturile din ultima vreme au ținut cu noi. Lubenița pe care o cultivăm noi la Recaș arată foarte bine și este și foarte gustoasă.